să vedeți uh, acest live uh, fac acest lucru că vreau să fac live vreau să mă adresez la toți locuitorii satului Crainca unde eu sunt căsătorită eu vă rog frumos când m-a fost cazul data de 26 luna 7 acum recent duminică o fost violată o femeie cu inumanitate față de doi minori, precum unul dintre ei a fost fiul doamnei. A doilea minor, azi m-a telefonat mama lui. M-a telefonat mama minorului dintr-un simplu motiv, să mă întrebi cu cine în ei drumul că... această situație. Am am rugat frumos pe să, ei, să mă ajute cumva să fie făcută dreptatea, să fie cazul cât de bine cercetat, să nu fie așa lăsat, chipurile că doamna ei dintr-o familie nu știu cum, tăți tot una și nu are nimic dreptul să facă așa lucruri, chiar dacă doamna, hai să spunem, social vulnerabilă sau nu știu cum. Pe nimeni nu trebuie să-l intereseze. Nu au nimeni niciun drept să facă lucrurile ăsta. Uh, răspund la întrebarea care ne-a dat-o mama băietului azi, mama individului care a comis crima asta, că altfel nici -am, nu am vorbit, nu am cuvinte cum spun altfel. Suntem toți uh, toate mamii, mami, avem mami, avem surori, avem rudi care spus o să... ucraincă, dar mâine în alt sat, azi are 16 sau 17 ani, nu știu vârsta lui exactă, știu exact că nu are nimic uman în E un drac, e un diavol și atât. Uh, doamna mi-a dat întrebarea așa, cu mi-a trecut în ei drumul, mie și la copiii mei. Doamnă, nu ați trecut drumul mie copiii mei? Vă răspund aici în direct că ați fost așa foarte agresivă, să puțin spus. Vă răspund aici. Nu am rămas așa numai cu vederea la cazul ăsta dintr-un simplu motiv. Eu tot sunt mamă. Tot am copii. Și nu vreau ca mâine pe mâine să întâmple și că copilul dumneavoastră, dacă îl putem numi copil după ce și o comis, poate să-i ceva în cap. Nu am nimic contra dumneavoastră. Am contra la ce și s-a întâmplat pe data de două. Nu-i bine și ea și s-a întâmplat. Nu-i frumos nu normal să mă sunați, să mă amenințați. De ce eu am făcut public situația asta? Eu am rugat pe domn Vasile. Domnul Vasile m-a ajutat, m-a auzit, m-a ascultat și m-a înțeles. E una dintre multii, dintre nu multele care nu, nu, nu au rămas indiferente. Eu știu că multă lume în Ucraina nu e indiferentă. Eu știu când am telefonat la vecina, unde a fost cazul, femeia fără nici o frică, o spus să vină, că noi spunem așa cum este. Mulți s-o temut, spună, mulți tem. Azi am vorbit cu o prietenă dimineața recent, prietena mi-a spune că este teme să ia seara din casă, că e nu știe ce se întâmplă. Corect, se când într așa mică, se întâmplă așa. Nu contează de unde provine femeia, contează că este un caz grav. Asta e inumanitate. Nu tășeți. A să vei de la procuratură, Poate vine și domnul Vasile de la democrația de acasă. Spuneți și vorbiți așa cum este. Am să sugerez ceva la mama acestui băiat care mi a spus că eu am copii. Doamna, eu am copii. și mai de atât, că am copii, am apelat acolo, ne-am vrut să apeles și să fac cazul să fie public. Că din cauza dumneavoastră, copilului dumneavoastră, eu nu am să copii copiii izolați în casă și să mă tem, ei să nu iasă nu ar trebui sunați, strigați să amenințați. Nu mă speriați nici un gram. Nici un gram nu mă speriați. Fii cum ar fi. Vreți dreptate să fii dreptate, dar nu dreptate cu bani, dar dreptate din punct de vedere legal. Nu ar trebui să mă sunați pe mine și să-mi spuneți că de ce am făcut situația publică, dar ar trebui să vă puneți întrebarea că când a mai fost așa cazul, nu mai știu exact, cred că doi ani urmă cu fetița, o trebuit să nu băgați bani acolo unde ați vrut să băgați-o. Trebuie să băgați bani în tratament copilului dumneavoastră. Nu vreau să mă primesc sunete de la dumneavoastră, de la rudile dumneavoastră și să-mi spuneți să-mi văd de treabă în satul meu. Uitați, să-mi văd de treabă foarte bine. Nu am, de gând să mă, nu am de gând să mă tem de dumneavoastră. Am să mă mai departe, cot la cot cu domnul Vasile. Și eu sper că și doamna Maria Olari tot îmi oferă toată susținerea. Nu-i corect că până acum două zile... Băietul o comis crima cu și el la individ, doi indivizi, îmblă pe la ea, scăte cu bicicleta, ascultăm muzică, relaxăm, primim plăcerii la viață, când o doamnă, mult mai în vârstă ca dânsul, stă în reanimare și suferă din cauza lui. Din cauza că el își permite să fac și vrea. Asta e... Eu nu știu. Eu nu am mai auzit și nu am mai văzut așa ceva. Când am văzut poza cu doamna respectivă care o pățit nu mai pățească nimeni, am rămas fără cuvinte. Două zile nu am dormit. Am, am zis așa ceva nu-i posibil. Dar e posibil. Și-au făcut doi indivizi, doi minori, care nu au suflet în drânșă. Și încât, ca mamă, să-mi sun și să mai încinovățăși pe mine că am făcut situația asta publică, ar trebui să nu ai obraz, nu ai să-mi Ar trebui... Eu nu pot să înțeleg. Nu ar trebui să sunați să scătați vinovați în oamenii care vor dreptate și care vor să meargă liniștit în sat, care vor să știe că sunt siguranță și care nu trebuie să închidă la 3 k casa că doamne vine ludu și el și nu mai știi și fașii. Nu! Să, fac, să facă dreptate și să facă lege. Eu am să salvez acest video. Am să vă rog frumos să faci reposturi, să vadă toată țara și se întâmplă într-un sat, departe, departe undeva, departe de Chișinău de parte de lege, unde practic legii așa e mai mult să o colește decât să face și dreptatea tot așa. Fiecare are părerea lui și eu tot. Eu sunt de părerea că acești doi indivizi trebuie să duc pedeapsa. Nu contează cum trăiești femeia și mod de viață îl duce ea. Asta e soarta ei. Nu a avut dreptul să intre și să facă așa lucruri murdar. Prieteni, eu vă spun o seară frumoasă, mă scuzați că v-am deranjat cu așa... Un lucru urât, cu așa o situație neplăcută. Eu nu sunt omul care face live-uri și care mai postează, nu, foarte rar. În situația de azi, când eu am stat două zile și mm -mm. nu am știut ce să fac, să apelez undeva sau a să fac uh, poliția, în, uh, o să cu primarul, o să facă și bine, așa și izolați de societate, ăștia doi indivizi. Nu, eu am sunat uh, ieri. Omul a fost la IAS, baietul a fost la IAS, a scaldat, așa, trebuie să te relaxezi după așa un caz. Oh, și plus la asta, azi cu bicicleta, pensat, cu calung, cu muzică, avem chef. Orice criminal se întoarce acolo unde a făcut crimă. El s-a întors. El a mors foarte încet pe strada unde a comis de așes... nu... așa, așa caz. Să ai 60 ani și să faci așa dintr-o femeie de 35 de ani, eu nu știu, uh, și nu v-au spus că el e psihic bolnav, nu e adevărat. După poza care am văzut-o, să nu e psihic bolnav. Asta e viitorul criminal a criminalilor. Este trebuie izolat de societate, dar nu să primle cu bicicleta și să meargă pe la iaz. Să mai baje frica în fetele care nu au măcar nici 15 ani. Eu nu mai zic nică de copiii care au clasa 5-a și el să nină de dânsăle. Eu nu mai zic nică de cazul de 2 ani în urmă. Sper că doamna Olar și cu domnul Vasiliu or, or să facă, dreptate și eu sper că nici un copil, nu numai copiii mei, dar și copiii toți din comună or să fie în siguranță. Eu vreau numai un lucru. Acești doi indivizi și ei izolați de societate. Și eu vă rog frumos, când vin de la procuratură sau când vin cineva vin să colaboreze, vin să vă întrebi, nu închideți poarta. Deschideți-o și spuneți-o așa cum este. Azi asta șem, mâine asta șem. Păi mâine poate să întâmple cu rudele noastre. Așa ceva și s-a întâmplat cu femeia asta pe data de 26 și minim indignat faptul te ți-o știut, te tă ți-o tăcut. Nu tășeți, vorbiți, spuneți, te ți avem dreptul. Nu au ei niciun drept să ne pe noi cu fric prin căs. Seară bună, prieteni!